stimați telespectatori, de această dată un dialog la înălțime. Nu pentru că noi ne-am aflat în nu știu ce vas de zbor sau în satelit, ci pentru că interlocutorul nostru așa a fost obișnuit o viață, să ne privească de sus, cel puțin până în momentul în care s-a hotărât să se pensioneze și iată-l aici, la domnia sa acasă, într-o locuință pe Bulevardul Dacia din București. Domnul general de flotilă de aviație Mircea Budiaci, gazda noastră de astăzi, este pilot de profesie și depozitarul unor trăiri de mare spectaculozitate. Bănuiesc eu și ca expresia unor calități care vin mai de departe, dinspre ai săi. Am înțeles că sunteți, domnule general, născut în partea Banatului și ați venit la București la o vârstă destul de fragedă ca să țineți minte cum arăta Bucureștiul atunci, imediat după război. Eu v-aș întreba altceva. Din toate profesiile Pământului, n-ați găsit una mai domoală, mai liniștită, mai liniștitoare pentru părinți, pentru familie în general, mai aducătoare de mulțumire în termenii celui care muncește din greu, dar stă cu picioarele pe pământ toată ziua, își ia haina din cuier și pleacă liniștit acasă la sfârșitul programului și ciclul se repetă zi de zi, fără ca să-și pună cineva cel mult problema, domnule, să nu dea vreun copil cu bicicleta peste el în drumul dinspre serviciul spre locuință. De ce aviator? Bine, acum, privind în urmă, aș putea să vă spun de ce. Se spune că sunt trei domenii în care un bărbat se poate exprima de plin. Trei, poate dacă știam și noi la timp. Nici eu n-am știut atunci, dar până l-am aflat. Care sunt? Ar fi așa, unul armata, unul biserica și unul politicul. Apropo, deci, nu trei, ați să o faceți prim-ministru? E unul din cele trei domenii în care bărbații pot să... Nu. Și nu numai bărbații, observați că avem exemple... Da, deși să vă spun drept, armata într-un fel face politică. Pentru că fiind parte din suprastructură, este normal să facă și politică. Acum, dacă îmi dați voie, și biserica face politică, eu cel puțin auzind pe un demonstrant, un preot, zice, ne se spune să nu facem politică, noi facem politica lui Dumnezeu. Fiecare, adică articulând termenii politică pe ceea ce de fapt fiecare, se întâmplă în realitate. Fiecare face politică. Totodată, dacă m-am intrat așa puțin în tema asta, nu trebuie uitat că orice națiune s-a format, s-a păstrat cu sabia și a crescut prin educație și sănătate. Armata este necesară? Este necesară. Vă spun acum, trecând prin toți anii ăștia cât am fost și în armată, iar atunci când eu am început armata, vreau să mă credesc că abar n-aveam unde intru. La 14 ani am plecat în liceu militar. De ce am plecat la liceu militar împotriva, ce spuneați, împotriva voinții mamei, de exemplu? Dădusem examen la liceul civil, la Eminescu, intrasem. Aici pe Rahova. Da, la Eminescu. Și în 57, după urmat examenul la liceul militar, cred că am avut așa o pornire de mic copil. Dacă mă întreba cât eram mic, îmi spunea ce vrei să faci, mi-a spunea că vreau să mă fac un 2, adică militar. O tendință și o căutare către aviație, pentru că așa în glumă am strigat pe trei umbrele ale tatei când aveam 5 ani sălind de pe casă. De atunci era așa poate o chemare, uite că s-a dovedit că a fost corectă. N-am avut niciodată o batistă neciurită în buzunar, pentru că în cele patru colțuri legate cu sfoară o piatră și făceam parașute și le aruncam. Și tot așa, deci, cum să spun, ca să ajungi și intrând acum în domeniul meu, să ajungi în aviație, trebuie într-adevăr să ai chemare. Nu e suficientă chemarea, mai trebuie să ai un dat de la Dumnezeu. Și datul de la Dumnezeu este până genetică, adică ești sănătos,
o faci. Nu e sănătos, poți să-ți dorești, dar n-ai cum să o faci. Deci, în prima fază ești dependent de sănătate, cum te lasă Dumnezeu. În faza a doua, ai sănătate, poți să mergi înainte. La ce vârstă ați zburat prima oară? La 19 ani am zburat inclusiv simplă comandă pe avion cu piston, ea cu 18. Asta era un fel de trabant, așa? O, nu. Mai simplu, în sensul ăsta. Chiar trabant, avea 180 de km la oră maxim, dar, cum să spun, așa numitul avion, faza întâia, care îți formează reflexele de început, da? Da, îți formează deprinderile de pilotaj. Pentru că, așa cum se spune în aviație, pilotul gândește funcție de viteza avionului, așa te și crește aviația, de la simplu la compus. De la IAC 18, de la 180 de km la oră, am ajuns la 2500 de km la oră, zburând cu MIG-ul 23. Deci noi care suntem obișnuiți să gândim cu viteza tramvaiului cu care înaintăm cel mult a metroului, așa pe lângă dumneavoastră trebuie să ne uităm cu respect cuvenit. Cu viteza aia de supersonic. Eu poate glumesc, însă ca să vă dați seama de diferențele la care suntem, de exemplu, din momentul intrării pe finală la aterizare cu avionul supersonic, această intrare pe finală se face de la o distanță de aproximativ 8 km de capul pistei, toate manevrele durează 17 secunde. Deci în 17 secunde faci de toate. Vezi și pista, manevrezi și avionul, urmărești și viteza, îți coordonezi mișcările pentru a lua contact mai lin cu solul. Bine, aici îmi dau seama că ați avut o intuiție foarte bună câte vreme. Aceste calități necesare nu v-au contrazis. Adică s-au dovedit că le aveți, s-a dovedit că le aveți în mână, că le stăpâniți și că le puteți că pune în aplicație. N-a fost aplicație. Ușor să le pui în aplicație. Mi-e chipic, atunci ne-am face toți aviatori. Chiar că n-am rupt umbrele la vremea respectivă. Chiar dacă, de exemplu, așa, într-un fel, reducând statistica numai la promoția mea, noi am terminat 32 de ofițeri tineri pe avioane reactive. Din 32 am mai ieșit la pensie de pe avionul supersonic 9 oameni. Restul este o erodare sau o retragere înainte de termen? Retragere înainte de termen până accidente. Am avut 3 colegi care au murit. Și retrageri medicale. Cedarea în sistemul acesta. Ieșirea din standardul necesar, da? Și trecut la alte categorii de aviație. Da. Domnule general, dar sărind cumva și sigur ne vom întoarce la perioadele calme, aș îndrăzni să vă provoc în legătură cu o chestiune mai de vârf, cu care nu vreți să te întâlnești în general, dar ți se întâmplă. Povestea aia din dreapta noastră ce e? Asta e o cască, una din casca de zbor care se folosește până la înălțimile de 14.000 de metri pe avionul supersonic. Să te protejeze în general, da? Da, este un vizor pentru reflexia de lumină și o așa zisă protecție. Istoria acestei căști, să vă spun eu, am avut-o pe cap în momentul când am catapultat de pe MIG-ul 23. Ne întorceam dintr-o aplicație din Bulgaria cu colegul meu, Tache Dumitru. Domnul colonel Tache, de atunci, da. Văd aici, o secundă, nu mai vă întrerup, se întorceau de la o aplicație din Bulgaria. Nu era prima oară când zburau amândoi, aveau experiență solidă pe MiG-23 și făcuse retrecerea, în sfârșit, cei doi traversează Marea Neagră, când deodată motorul s-a oprit. Era un nor, au încercat să repornească zadarnic. Ce spuneți dumneavoastră mai departe? Da, colegul meu a încercat 3 porniri. Normal, după instrucțiune, sub 2000 de metri, dacă avionul ai o pană la motor, trebuie să catapultezi. A încercat să mai pornească de 3 ori și la 110 metri am sărit eu și la 90 el. Diferența de plecare a scaunului din cabină. Și ce s-a întâmplat? O paletă de la compresor s-a rupt, a plecat pe fluxul motorului și a oprit incendiu și așa mai departe și
Am ieșit destul de zguduiți amândoi. Am ajuns seara la București, dar am stat o trei zile pe în spital. Da, este acolo un ceva care pare asta, instrument, sculă. Asta sunt mânerele de catapultare. Adică? Adică prin ele dai comanda de catapultare. În momentul când apeși pe ele și tragi, se cuplează contactul și pleci printr-un cartuș pirotehnic care îți imprimă, cum să spun, aveți cam 16 G-uri, accelerație gravitațională. Deci, dacă un pilot are 70 de kg, mulțiți cu 16, vedeți că ajunge un pilot la o tonă în momentul părăsirii aeronavei. Noroc că expunerea la această suprasarcină este cam 0,25 secunde, iar dacă depășești 0,5, întotdeauna se termină cu deces. La deci impactul cu solul devine mortal? Plecatul, că pleci de la inerție 0 și te accelerați la 16 G-uri. Uh-huh. Depășești 70 de centimetri scaun, se cursă scaun, se cuplează două motoare rachetă care îți păstrează pe traiectorie 10 G-uri. Poți să fii și rănit, poți să fii și aproximativ inconștient, să apuci numai să dai comanda, totul este automat. De la darea comenzii până la deschiderea parașutului, toată operațiunea durează 3,2 secunde. Apropo, pe ce ați căzut atunci? În ce loc? Pe câmp la nord de Gogălnicianu, pe pista de lângă de Constanța, aeroport. Ferma 2 se chema, chiar până... Deci într-un lot agricol pe când, clasic, da? Pe câmp am căzut, eu am văzut și avionul din parașută, cum a arătat cu flagra după el, contactul cu solul și o ciupercă exact de bombă atomică, a făcut că mai aveam carburant în vreo 2000 de litri. Psihic, cum se măsoară aceste, mă rog, evenimente cu totul deosebite? Adică ați avut ezitări în a urca din nou în... Nu, asta vă spun, la mașă. Dacă luați un pilot în decursul activității sale, sunt trei etape. Care? Această etapă entuziasmului, când te dai mare, cine mai e ca tine, da? Cine mai poate să fie? Ce poți tu să faci cu avionul și câți în lume poate să facă ceea ce faci? Și plus că arăți cum arăți, toată lumea întoarce capul când trece un brad din ăsta în vorba aviatorului. Și să mai fac o paranteză, zborul este o poezie, dar e o poezie în rimă matematică. Poezie pentru noi ăștia, cum să spun, amatorii. Să știți că și pentru noi este o poezie, însă ai o poezie strictă. Cu metrică foarte exactă, nu? Nu respect. Ian Bisuitor, trohei. Aviatorii mai au o vorbă. Avionul îți dă peste mână pentru că nu cunoaște gradele. Este normal să fie. Că ești locotenent sau general, te tratează cu superioritate. Nu te iartă. Nu te iartă. Bun. A trecut această perioadă de entuziasm. Da? Ce urmează? Urmează această etapă foarte importantă în devenirea unui pilot. Etapa prudenței. Prudența adică te-ai învățat înseamnă, minte într-un fel, nu? Într-un fel și prudența nu înseamnă a-ți fi frică, ci înseamnă să-ți calculezi foarte exact riscul. Și urmează etapa datoriei, în care trebuie să transmiți generațiilor de după tine ceea ce ai învățat. Exact treaba asta s-a întâmplat când am catapulat noi în 84. 84, deci aveam 41 de ani. Și... La două luni, amândoi eram la parada de 23 august cu avioanele. Refăcuți, da? Parțial. Erați în aia care parțial, se copește piață, acum, da? Da, și acum am, bine, după catapultare am rămas cu două vertebre tasate, iar colegul meu cu probleme la unul din picioare. Da, e o cotizație care am impresia că o plătiți în mod nefericit plătim, pentru acea poezie de care O plătim chiar dacă n-aș fi catapultat, tot plătești, pentru că ne bucurăm de niște boli profesionale. Le colectați cu o sânie, în timp, începând de la radiațiile cosmice, peste înălțimi de
12.000 de metri, deci depășind stratul de ozon, noi le atacăm și un pilot de vânătoare zboară frecvent 14, 15, 16, 17, e un recordul de înălțime. Am avut de 21.000 de metri. Oh, deci, dar cum ne vedem de la 21.000 de metri? Vă spun că am ajuns într-o greșeală, apropo de perioada aia de început. Obișnuit cu modul de a răspunde avionului la înălțimi mai joase, când presiunea, densitatea aerului este diferită, acolo scăzând, eu am zis că e ca la mai jos, așa, și am văzut 18.500, am încercat să pun avionul la orizontală. Eu, să știți că m-am dus cu, parcă cu coada în sus, așa, m-am urcat 2000 de metri din inerție și datorită rafierii spației. Ați făcut o aventură, o imprudență sau pur și simplu chestie de dexteritate sau de, așa, de operație pe care un exersar le poate face? Cum ați taxat acea ieșire din... Acea ieșire peste limitele avionului, da? Pentru că, într-adevăr, avionul are un plafon maxim, MiG-ul 21, l-avea de la 19.500, dar mai are și un plafon dinamic, adică urci șandelă cât te duce el și poate să ajungi până la 28.000 de metri. Vorbesc de MiG-ul 21. Ei, am taxat-o... Și a doua oară n-am mai făcut-o, cam știu că cel puțin cu 2-3 mii de metri înainte trebuie să încep să dau comanda ca să fiu la înălțimea respectivă. Se putea întâmpla și ceva mai rău? Să se răstoarne avionul? Nu. Dar devine mai rigid și dacă depășești limita de viteză, într-adevăr poate să plece într-un derapaj din ăsta necontrolat. Am avut un coleg într-un derapaj din ăsta depășit limita de viteză 2M, l-a cam ridicat din scaun, unde a venit cu parașuta într-o parte, parașuta fiind sub scaun. Adică chiar pe scaun, practic. În momentul când un pilot își leagă chingile, vorbesc de cel de vânătoare, el își leagă și de parașută și de tot sistemul de supraviețuire. Domnul general, totuși frica face parte din noi, ca oameni. Fără doar și poate. Așa, curajul face și nu face parte din noi. Unii îl avem, alții nu. Dumneavoastră e clar că l-aveți. Dar frica aveți? Adică simțiți și frica în diverse momente, etape? Frica, și cum se manifestă la dumneavoastră? E un sentiment uman. Problema e să știi să-ți domini frica. Și să poți, adică, sigur, și să știi, dar și să dacă poți. Dacă înțelegi meseria asta, trebuie să te înveți să poți. Deci ține de fibra profesiei. El, și, într-adevăr, este și într-un fel un antrenament de a-ți domina frica. Și mai e și o treabă legată și de vorba aviatorului. Nu mi se întâmplă mie și cred în steaua mea. Adică sunt niște... Asta nu-i rău până la un punct. Da, până la un punct. Poți deveni exagerat. Eu mi-amintesc într-o discuție cu un director general de mare combinat. Îl întreba, domnule, cum poți să dormi noaptea când știi că aici poate să sară un șurub oricând, un compresor să o ia razna și să se întâmple ceva urât. La care mi-a zis, domnule, știi ce, dacă ai asemenea insomnii, nu trebuie să accepți o asemenea muncă. Eu nu dorm decât atunci când beau cafea după masă. Dumneavoastră ați avut această, sau ați trecut prin asemenea stări în care, oricât am fi crezut noi că nu e cazul să vă gândiți, dumneavoastră totuși vă gândeați, domnule, nu-mi iese din cap, uite ce mi s-a întâmplat, veneam și din Bulgaria, că măcar dacă veneam din Canada sau din Australia, să mi se întâmple o asemenea poveste. M-a învățat un instructor bătrân de zbor. Meseria asta se învață din generație în generație. E o meserie care se transmite prin legi scrise și legi nescrise. Așa. Care sunt legile scrise? Care sunt alea nescrise? Legile scrise care sunt cele care le găsim toți în cărți, alea nescrise, în regulamente, apar în funcție de noroc, în instrucțiuni și așa mai departe. Și sunt legile nescrise. De exemplu, în acea perioadă de entuziasm, unul din instructori, Naion Barbu, care a murit cu MiG-ul 15, ne spunea, măi copii, mă, eram mânși, cum spuneam noi, și că nu există pilot să n-aibă plăcerea de a face un rasmut. Rasmutul înseamnă să zbor cu burta pe pământ, adică în sensul de joasă înălțime și să-ți defileze reperele într-o viteză uluitoare. Îți dă o senzație specială, da? Așa, ca la schi, așa, o chestie din asta. Da. Și zice, dar
Faceți razmă, dar sub 500 de metri, nu coborâți cu mai mult de 5 metri pe secundă, ca să nu aveți panta abruptă și să vă pomeniți când trageți de manșe, că vă avionul inerție se lipește de pământ. Bine, sunt corelații existente și în manuală, cred, da, nu ți-e numai de sfat. Nu te poate nimeni să faci razmot, da? E interzis. Apropo de nebunia pilotului, să-ți mai facă și el o demonstrație. Dar asta se zicea că se trece din generație în generație. Din câte știu, nu ați avut un tată pilot. Ați avut un tată întreprinzător, ceea ce înțeleg ceva, poate că și ceva din acel... din acele date genetice s-au transferat la dumneavoastră. Cine era tatăl dumneavoastră, apropo? De la tatăl meu am învățat. Bănățeanul. Bănățean, tata fiind slovac. Da. Am învățat, domnule, când te apuci de o treabă, ori o faci, ori nu o faci. Când o faci, și mi-a dovedit din exemplul lui, când în 23 a domnit pe bănci, în Cismigiu, când avea de lucru, și în 37 era director de mari restaurante și hoteluri în București, apropo de Cafe de la Pe și Cina. Deci mi-a demonstrat că se poate răzbi în viață. Să n-ai, cum să spun, nu călcăm pe cadavre, ci să fii vârf prin ceea ce faci tu. Da, asta e mare lucru. Mi-a plăcut totdeauna acest reper foarte înalt. Dom'le, ori ajung acolo, ori mai bine nu mai mă apuc dacă știu că nu pot măcar să aspir. Mai m-a ambiționat tata cu o vorbă. El totdeauna avea o vorbă foarte molcom, era și liniștit și spunea: tu trebuie să ții minte că un copil trebuie să mănânci o pâine mai albă decât tatălui. Apropo, tot foarte generos, cum să spun, panseul. Adică să încerci să te duci mai departe, mai departe de unde am ajuns eu. Însă există și un risc aici, acum, apropo de băiatul care l-avem, nu e bine să fii prea dominant. Adică totdeauna să-ți găsești un echilibru, pentru că de multe ori, cum să spun, o personalitate puternică poate strivi o personalitate în devenire. Da, risc să încasetezi formarea celuilor. Da, foarte atent trebuie să fii cu ce ai după tine. Da, domnul Budiac, numele Hartman ce vă spune? Harman? Harman, dacă vorbiți de Bubi Harman, cotat pilot din cel de-al doilea război mondial, 352 de victorii, în condițiile în care a început să lupte ca pilot de vânătoare în 1942. Bubi Harman, dacă nu știți multe despre el, vă pot pune așa pe scurt, pentru că... Puneți-ne la curent, că de ce vreau să vă spun, pentru că cunoaștem noi, piloții, și mai ales cei de la vânători, avem o vorbă noastră, adică toți piloții au o singură mamă. În sensul că, pe lângă faptul că chiar dacă nu avem acces la limbă, mâinile ne sunt suficiente să demonstrăm ce vrem să facem cu avionul. Iar acest Bubi Harman în 42, la prima luptă aeriană, a fugit. Comandului de escadră l-a luat lângă el și l-a determinat să devină un mare, mare pilot de vânătoare. Bubi Harman era totdeauna socotit un pilot cu o mare prudență. Apropo de ce discutam de etapele respective, nu atacat decât când era sigur. A fost doborât de 3 ori și numai de artilerie anteriană, iar rușii l-au doborât odată tot cu artileria, l-au luat prizonier, l-au băgat în camion să-l ducă către spatele frontului și cu prima ocazie a evadat din camion, a sărit și singur s-a întors în liniile germane. A luptat până în ultima zi a războiului. Rușii l-au arestat, l-au condamnat 10 ani la închisoare pentru mari daune aduse poporului sovietic, pentru că, stai să te gândești, 352 de avioane înseamnă 5 regimente de avioane de luptă să bagi în pământ. Da, culcat de unul câte unul. Da, după 10 ani s-a întors în Germania, i s-a recunoscut gradul, el era capitan când l-au luat. L-au primit în noua armată germană, grad de colonel, este tipul care s-a împotrivit înzestrării
aviații germane cu F-104 Starfighter-ul, dacă vă spune ceva, cele sicrie zburătoare, că au avut multe accidente, da, cu el. Da, s-a scris mult despre ele, da. Și nemulțumit de ceea ce a găsit și faptul că la atâta experiență cât avea, politicul nu l-a ascultat. Aici problemele astea de dotare totdeauna vor fi contradicții între politic și armată. Gândiți-vă la România, afacerea Škoda și așa mai departe. Și a plecat și a murit într-un accident de mașină. Okay. Pe scurt, istoria lui Harman, unul dintre cei mai mari piloți. Vorbesc de performanța lui, numărul de atacuri câștigate. Care era situația în rândul altor comparativ, formații militare? Așa scurt, așa pe o comparație vă pot da, de exemplu, al francezilor, asul lor, Pierre Clostermann, 39 de victorii. La noi am avut piloți foarte buni, foarte buni și bine cotați. Șerbănescu, care a murit pe 20 august 44, doborându-l american, avea 50 ceva de victorii. Bâzu Cantacuzino, care dacă nu fugea, îl băgau în pușcărie. Era o perioadă interesantă, a fost și pilotul Luana Pauker. Asta a fost și motivația pentru care arestarea lui a întârziat. Și când a aflat, a fugit Bâzu din România. Mi se pare că a murit în Spania sau la Portugalia. La ruși, trei au avut ași, Pocrâșchin, Cojedup și Reșcalov, în zona de 50-60 de victorii. Japonezii tot așa, un Subaru, pe ceva genul ăsta îl chema, tot așa, vreo 50 de victorii. Acum aș zice, aș pune o întrebare realmente neavenită, dar îmi place să aștept răspunsul. Vă pare rău că n-ați apucat lupte aeriene, un război? Vreau să vă ca pilot. Spune. Deci nu ca simplu cetățean, ca pilot, ca om care știe că acolo se măsoară, se face diferența între, cum să zic, marii campioni și cei obișnuiți. Pe tema asta aș putea să discut foarte mult, însă trebuie să vă spun că cei mai mari pacifiști sunt militari. De ce? Că vor să scape de obligații? Sau ce? Nu, pentru că știu ceea ce înseamnă un război. Eu mă bucur că n-am participat la un război. Da. Pentru mine, poate, să zic, ar fi fost un titlu de glorie, dar mă gândesc ce ar fi fost sub mine. Câți oameni... Ca efect al faptului că dumneavoastră vă comportați bine. Nu în sensul ăsta. Câți oameni ar fi murit? Păi da, lasă, de bombe, da. Asta aveam în vedere, da. Și așa mai departe. Este, apropo de treaba asta, vreau să vă spun de mântul la Șerbănescu. Șerbănescu, deci v-am spus, a fost doborât pe 20 august. Și cam pe... Unde? Pe zona Moldovei sau pe teritoriul? Muntenia, către munți. Și un Mustang l-a doborât un american. Și nu mai spun în ce condiții, dar în sfârșit. Și cam pe cu vreo două săptămâni înainte a venit comandul aviației, din ce a mai rămas resturile aviației de vânătoare, pentru că vreau să vă spun că, cinstit acum să fim, n-au cam făcut praf americanii. Când au venit cu Lightning-urile și cu Mustang-urile față de au venit. Față de Messerschmitt-uri și de IR-80, ce erau în dotare. Și comandul aviației le-a recomandat să stea mai cuminți și să nu se ridice. Iar Șerbănescu a ieșit din rând și le-a spus: eu nu mă ridic oricum, pentru că nu mă pot uita în ochii copiilor bombardați. Și toată escadrona a urmat, a spus cine vrea să fie voluntar și toți au plecat. Ăsta e spiritul aviatorului. Foarte mult și astăzi și mă doare când ascult diferite comentarii că armata l-a servit pe Ceaușescu. Vreau să vă spun că armata nu servește decât țara și poporul. A gândi așa e sunt ca și cum aș fi întors în 47, când armata, vreau să încap ei,
a fost băgată în pușcărie de comuniști, clasă lui Pantonescu. Și acest ciclu negativ, acum l-am servit pe noi, pe Ceaușescu, iar în pușcărie. Și nu știu ce regim se mai schimbă politic, chiar armata intră în pușcărie. Vreau să vă opriți aici. Poate în felul ăsta împiedicați. Apropo de asta, evitați superstițiile. Dumneavoastră sunteți superstițios? Da. Sub ce formă se manifestă? În general, aviatorul este un superstițios, nu există, un religios? Nu există un aviator să nu creadă în Dumnezeu. Așa, deci cu asta am lămurit. Apropo de speranța de supraviețuire, da. Vă spun eu, când am deculat toată să nu fac cruce cu limba, și superstițiile care cred că le are cam majoritatea românilor. E frumos să le ascultăm de la dumneavoastră, adică totuși sunteți în altă situație decât noi tereștri. Nu plec niciodată cu stângul din casă. Unul la mână. Cu pisicile, cum să... Cu pala negre, la fel, ca o să-l ocolez. Da, deși văd că aveți un, un câine negru, foarte negru. Dar mă, eu recunosc că am superstițiile mele și, în general, viitorii au superstițiile lor. Așa și ce? Mai deșirați un pic din aceste superstiții, eu știu, să nu vă culcați pe partea stângă înainte de zbor. Așa, deci chiar așa. Să nu vă culcați înainte de o anume oră când zburați sau după o anumită oră. Nu, asta deloc, din contra, vă o să spun că dorm la comandă și acum. Pentru că programul de zbor, fiind ori ziua, ori noaptea, eram obligat să mă odihnesc în funcție de programul care îl aveam. De exemplu, zburam noaptea, evident, de la 10 până la 2 dormeam la comandă. Și acum am rămas la fel, adică antrenamentul format, că sunt superstițios, unde chiar mi s-au confirmat. Când mi-am adus aminte așa de... Deci e bine, bine impregnată în memorie faza. Atunci când am aterizat cu MiG-ul 15 forțat, cu o noapte înainte, am visat că mi se oprește modulul în decolare. E că chestia asta chiar că mi s-a întâmplat a doua zi. Nu v-a piedicat să urcați, să refuzați zborul? Nu, că a scăpat odată, crezi în continuare în steaua ta. Și când am catapultat, tot așa, un vis foarte... Nu, dar în ce consta visul ăla? Că nu săriți peste el. Că vi s-a oprit motorul, da? Da, chiar în decolare mi s-a oprit motorul. Așa, și acum continuă. Și atunci, că, mă rog, un vis care o femeie în vârstă mi-a spus că o să scap de necaz mare. Cu chestia asta. Nu mai descriu că l-am și asta. Este, crezi, nu crezi, dar chin să cred. Și colegii dumneavoastră, cum își manifestau, mă rog, accesul la superstiție sau acceptul superstiției? Cam individuală treaba. Nu prea, fiecare cu ale lui. Ale lui și nu prea ne expunem. Poate sunteți singuri care aflați că într-adevăr eu a fost superstițios după ani de zile. Nu pentru asta am venit special, dar uite că totuși urma întrebarea următoare legată de coșmaruri. Apropo de ce vi s-a întâmplat, superstițiile, mă rog, sunt, da, antedatează evenimentele. Coșmarul ați avut ori înainte unui zbor special, dar mai ales după ce vi s-a întâmplat un an. Da, vă spun, după ce am aterizat fără jamba, să spunem, roata de față cu MiG-ul 21, cu unul din elevii care aveam atunci mai tânăr, eram capitan, un elev locotenent, n-am mai vrut să mai iasă jamba de față deloc. Cartea prevedea catapultare. Tot n-am scăpat de catapultare până la urmă. Dar atunci am văzut situația, mi s-a dat ordine să plecăm în zona de catapultare, să luăm măsură de catapultare. De la turnul de control, da? Era această comandă. Da, era clar că nu mai ieșea. Bine, sunt mai multe... Nu, ca idee, da, așa, simplificând cumva. Nu mai ieșea deloc orice aș fi făcut la jambaia, iar în timp ce zburam către zona de catapultare, Ilie Ștefan, colegul de care era în cabina din față, eu instructor în cabina din spate, și eu, tata os, nu catapultez. Zic, de ce? Mi-e frică și nu catapultez. Băi, zic, ce ne facem? Zic, hai să vedem. Raportăm la stație, nu i-am spus cauza. Și eu uitasem discuția asta până acum o jumătate de an când am vorbit cu el și mi-a redat el ce mi-a spus în cabină. Întâmplarea aceea, da. Și zic, noi o să venim la aterizare. Am venit la aterizare, a ieșit bine,
Avionul a fost salvat, a costat vreo 20.000 de lei reparația. Comandantul de regiment, după ce s-a terminat isprava, aviatorii mai au așa, cum să spun, un moment de descătușare, de și hai să mergem pe la restaurant, că în general fiecare unitate avea și câte un restaurant aproape, să cinstim momentul. Am băut noi cât un coniac, pe vremea aia se purta coniacul. 3 sau 5 stele, da. Da, și un alt coleg mai mare decât mine, în vârstă, zice, mai bea unul că n-ai să dormi. E, zic, n-ai să dormi, mai să dorm. Mă, credeți că când am ajuns și m-am băgat în pat seara, am început să realizez pe ce am trecut și n-am putut să dorm toată noaptea. Deci, cum să spun, cât ești fierbinte atunci și cauți soluții să te descarci, să vii. Nu conștientizezi, da, dintr-o dată. Da, în momentul când ești calm și treci și faci filmul, zic, Doamne, până ce am putut să trecem. Dar povestiți episodul. Sigur, a zis colegul că el nu catapultează, dar a trebuit făcute niște lucruri, pe cont propriu, evident, acolo. Da, da, da. Mi-a cei din aparat. Cum ați scos-o la vopsea, ca să zic așa? Că de câtă vreme s-a catalogat de necesară catapulta, atunci catapultarea, evident că ea trebuia făcută. Ați găsit altceva. Da, n-am fost singurul care am făcut asemenea isprăvi. Au mai fost încă doi piloți, Danșe la Bacău și Cristea la Gogălnicianu, ei venind la aterizare fără roți, una din roțile principale. Care deci tot, două din spate, da? Una din ele. Deci avea roata de față și o roată principală. Și la fel au salvat și ei avioane. A mers pe aripă, da? În ultima fază. Uh-huh. Și toate aceste trei cazuri erau prevăzute cu catapultare. Uh-huh. Fac o scurtă paranteză și de asta am și spus de ceilalți piloți. Acum câteva zile m-a sunat băiatul lui Cristea. Cristea a murit. Nu de avion, ci de o boală. Și el în Italia. Și m-a sunat să mă întrebe ce mai fac. Cât de profunde sunt legăturile, dacă și copiii. Au reținut această vorbesc de legătură de la între noi. Ce, cum s-a venit la aterizare? Nu, cum v-ați descurcat în sensul ăsta? Ce ați făcut să te ca descurci, să infirmați, da, obligativitatea catapultării și să sacrificați? Prima condiție, să ai încredere în tine. E prima condiție. Această încredere... Condiția necesară, dar e suficientă? Este suficientă să ai încredere. A doua completare, să ai suficient cheag în meserie, cum spun aviatorii, adică să ai suficientă experiență. Sfârșit, da. Ca să poți să duci un avion în condițiile astea. Și măsura care am luat-o, aterizare în capul pistei, adică un metru față de capul pistei, dacă asta ar fi porumbul pista. Era alături, da. Practic, zona de aterizare este undeva la 200-300 de metri față de capul pistei. Și noi am pus roțile chiar în capul pistei, pe prima placă. De ce? Ca să avem o lungime cât mai mare de rulaj pe pista. Cum s-a așezat avionul, maneta în stop. Tăiat motorul, să nu mai niciun fel de tracțiune pe el. Aerodinamic. Poți să ții avionul cu botul sus. Scuzați, de multe ori folosesc limbajul de aviator. Botul înseamnă vârful avionului. Poți să-l ții aerodinamic, îl ții aerodinamic din comandă, parașuta de frânare și încet, comandat, lăsarea botului pe sol și cu Dumnezeu înainte. Acum, eu simt nevoia traducerii unora din termeni. Sigur că dumneavoastră îi folosiți pe cei accesibil nouă, dar sunt unele pe la care nu avem acces decât prin traducere. De pildă a zis la un moment dat, tata os, eu nu fac chestia asta. Adică însemna ce tată, că erați mai în vârstă, bănuiesc. Chestia asta cu os, ce fiind? Da, că nu vă cheamă, numele propriu nu e asta. Asta e o poreclă care mi-a pus-o liceu militar în clasa 9.
Și a dus o viață întreagă. Și am dus-o ca și de multe ori, dacă întreba cineva de numele meu, și zice, mă, Oase. A, gata, știu. Deci, de la ce venea? Că erați mai solid, așa, mai plin. Eram un sac de oase când mergeam zornăia. Era ce... Nu v-a supărat niciodată, da? Niciodată nu m-a dat, pentru că, spun eu, nu era... Mă rog, n-avea nimic, nu era o poreclă să te... Subversiv, ca să zic așa. Dar, într-un fel, m-am mândrit că mi-am transformat poregla în renume. Dacă tot lumea mă știe de oase. Dar... Iar cu tata Oase este altă problemă. Noi eram vecini în unitate, stăteam în același bloc. Ne-am stat noi în perioada aia la Borcea când eram. La, o... Deci unul din locurile dumneavoastră de muncă. Da, da, locurile de voiaj. Cam la vreo 16 km de Fetești. Sunt 6 blocuri în care trăiesc familii de acolo. Lângă aeroport. Da, adică am aterizat odată cu aeroportul. El avea două fetițe. 4 ani, 5 ani, cealaltă mai mică. Și mă întâlnesc pe scară toată ziua. Pe scară, mai ales de cu tot ciocolată. Mai cum erau între colegi, copii. Și ele totdeauna țipa asta, bine, după mine, tata Osto, tot ăsta Ștefan ne învăța să zic așa, tata Osto. Sau l-auzise pe da. Nu, în aviație, vă spun, mai este un sistem de a te adresa. Da. O adresare profesională și plină de respect. Nene. În momentul când un pilot el spune există și nene, în civilie, dar probabil că are altă semnificație da, la dumneavoastră. În momentul când un pilot spune nene, te recunoaște. Că ești, da. Da, da. Că ești mai mare. Apropo de treaba asta, am trece iar așa prin perioada aia dacă, de după 90, când acest spirit revoluționar era atât de încins, plec la Timișoara, nu eram șef de stat major la viața militară atunci, încă eram locțitorul comandului aviației militare pentru zbor. Și se ridică unul dintre băieți, piloți de vânătoare. Eu știind bine pe cei la Timișoara, pentru că trecerea pe Migul 23 la regimentul din Timișoara, am făcut-o singur și nu mi-a scăpat niciun pilot să nu zbor cu el până să dau drumul să zboare cu avionul, simplă comandă. Deci așa sunt fel de tata lor, da? Da, într-un fel, da. Și se ridică în picioare, eu aveam perioada 90, aveam 47 de ani. Și se ridică în picioare, zice, eu am următoarele propuneri, tot ce este peste 45 de ani, pilot, să plece afară, că deja e vârsta, să lase loc pentru tineri, că sunt expirat și așa mai departe. Am lăsat, am vorbit. Vorbesc cu comandul de regiment Aurel Sugravu, mai mare cu un an decât mine, promoție. Zic, mă, Aurele, când zburăm noi? Mâine. Și escadrila unde e tipul. Zic, la noapte, să mă planvitic cu el la zbor. Plec în zonă. Acum, pe de-o parte, eram și vexat și supărat, așa zic. Uite, bă, am ajuns acum să fiu bătrân. Drepte că pentru aviație 47 de ani este o vârstă. Și ce să-i fac acestui om să-i demonstrez că nu vârsta contează, ci posibilitatea organică fiecărui om. Și am făcut o zonă de acrobație noaptea, ceea ce iară nu e voie. V-ați dat mare? Nu m-am dat mare, m-am dat mare cu un scop. Da, da, apropo, e clar, sigur, apropo de etapa da. Datoriei. Și am aterizat, m-am dus către microbus, el venind după mine. Eu n-am zis nimic de dumneavoastră. Mi-a zis peste 45. Da, n-am zis de dumneavoastră, eu am 47. N-am zis, bă, vă iertați-mă. E singura metodă de a stăpâni un pilot, să-i demonstrez că e mai bun decât el. Pentru că am avut perioada, într-adevăr, perioada de înainte de 90, vă aduceți aminte că la fiecare unitate nu era să nu fie și un locțitor politic. E, acest locțitor politic, da, era schema de organizare, da, și acest locțitor politic niciunul nu provenea de la aviație. Erau transmisioniști, chimiști, genii și așa mai departe.
dacă unul avea curaj să spună n-ai aterizat bine sau cu tare, ce au fost frecvente cazuri, auzeai să avea un mârâit, vorba aviatorilor, mai când se pune ăștia să mârie, mârie, adică nu-i accepta sub nicio formă să-i spună ceva despre meserie. Da, domnul general, uitându-mă în continuare la această catapultă, de visat ați visat vreodată că ați căzut cu avionul? Nu, exceptând acea decolare când am visat că mi se oprește motorul, nu. Și vă mai spun o treabă, este interesantă. Există în fiecare instrucțiune de pilotare a avionului capitole de cazuri speciale, de cum să le rezolvi, îți dă, cum să spun, algoritmul. Și este un capitol de salvare din aeronavă, această catapultare. Ei, să știți că acest capitol este cel mai ocolit de piloți. Tu mai, apropo de superstiție... Sperăm să nu li se întâmple, să da? Să nu se întâmple. Și după ce am catapultat, eu știu că am făcut un turneu până unități și am vorbit cu ei și le-am explicat așa, cum să spun, exact cum ai preda o lecție de supraviețuire și să folosești acest sistem de catapultare. Și acest sistem de catapultare necesar, a fost, cum să vă spun, în momentul când a fost introdus în aviație, că până atunci, știți, era părăsirea clasică a avionului. Ieșeai pe plan, te aruncai, întorceai avionul pe spate și împingeai de mașină și te arunca din avion. Când a apărut acest sistem de catapultare, să știți că au fost foarte multe accidente. Au rămas cu picioare retezate, mâini și așa mai departe. Lipsa de exercițiu, da? Nu, de noutatea sistemului și de ieșire dintr-o schemă de catapultare. Și eu, de exemplu, am avut un coleg care a catapultat, pentru că v-am spus, ne-am avut trei colegi care ne-au murit în accidente. Și ne-am mai căutat moartea odată pe trei inși din promoție care am catapultat. Eugen Daneliuc, care a murit de moarte naturală. Vasile, care l-a prins tot în decolare pe MiG-ul 21 într-o oscilație foarte puternică pe longitudinala avionului. Deci a făcut sistemul ăsta de capac, cum se cheamă. În momentul când a dat comanda de catapultare, deci era defecțiune din sistemul de comenzi, l-a prins în faza descendentă, deci practic te ridică în scaun accelerația. Deși sunt niște opritoare laterale care îți strânge brațele să nu te lovești de marginea cabinei, în momentul când el l-a prins în poziția aceasta, a apucat să tragă de mânere și s-a lovit cu ambele coate de marginea cabinei, fracturate, le-a tras ani de zile, mai zicea mitică pleșa pe el colegul și îi dădea mâncarea cu lingura și râdea de el că era în spital. Unde ai ajuns, mă, Vasile, să te hrănesc eu cu lingura? Deci, apropo de relația între colegi și... Da, deci, din cauza asta, vedeți, a fost o zonă care toți o respingeau, tocmai de a n-o chema. Da, v-am întrebat de această, de ce zis, pentru că, sigur, eu, ca pasager, aveam spaima căderii cu avionul, o spaima indusă de mama mea, care n-a suportat ideea că mă știe pe sus pe acolo. Sigur, nu mi s-a întâmplat niciodată nimic sau aproape nimic. Odată am avut o cădere din asta în trepte. Eram deasupra anzilor și cu un Boeing din ăsta uriaș, căzut prima oară, s-a stabilizat un pic, a căzut din nou. Dar numai atât. Însă, de visat, am visat de atâtea ori și mă trezeam fericit că nu s-a întâmplat nimic, trezindu-mă în vis. Da, de da, fapt, da. Și în vis visam că. La dumneavoastră, însă, e parte din existența. E parte din existența, din meniul obișnuit, de-aia vă întrebam. Și ce bine că nu aveți, am povestit asemenea nu, lucruri nu, pentru că din proprie experiență. Este meseria care o faci, o faci cu plăcere. O faci cu plăcere, să știți că dacă n-ar exista această plăcere, nu ai face-o și mă refer în deoseb la piloții de vânătoare. Este mare diferență între un pilot de transport și un pilot de vânătoare. Poate ați auzit de multe ori discutându-se că eu, de exemplu, am per totalul vreo 2000 de ore de zbor.
Și un pilot de la transport are 10-12 mii de ore de zbor. Ce mai se pune? Eu am 12 mii de ore de... Se uită o treabă foarte simplă. Eu într-un start, startul fiind considerat ziua de zbor, făceam și 18 aterizări. Iar un pilot de transport îl face o aterizare la 8 ore. Vorbesc de... Care a fost cel mai lung zbor al dumneavoastră, fără oprire? Cel mai lung zbor, asta, în faza... Civilă. Tot la transport, da. În faza civilă, pentru că așa e, mai în armată mai primești și misiuni din asta de luptă. Asta nu înseamnă că va coborul la munca de jos, ci pur și simplu va transfera pe 91, alt tip de aparat. Da. În 91 alte... am plecat numit de ministru la Romavia, compania aeriană, a care avioane aparțineau foste flotile care deserva partea oficială. Conducerea de parte de stat în timpul lui Ceaușescu și am transformat-o într-o companie aeriană. Vreau să vă spun că nu am mai pilotat în momentul față, însă n-a fost zbor VIP la care să nu fiu comandant de aeronavă. Adică răspunzător pentru tot ceea ce înseamnă siguranța zborului. Iar cel mai lung zbor l-am avut de la București până la Washington, 11 ore, zbor direct, cu Boeing-ul 707. 11 ore. 11 ore. Acest Boeing a depășit, a venit o dată Ceaușescu, mi-aduc aminte, povesteau, am și trei colegi care sunt la flotilă, au fost, adică, și zburau și cu Ceaușescu. Ceaușescu a refuzat să aterizeze, era în Coreea de Nord, și a refuzat să aterizeze pentru alimentare în Rusia, în Uniunea Sovietică, și au venit non-stop 12 ore și ceva din Fenian până în București. Da, domnule general, știți ce v-ați întrebat acum în finalul emisiunii? Poate și așa ca o punte către viitor. Domnul acesta cu numele de Dimi, pe numele mic, de ce n-a devenit aviator? De ce nu l-ați pus pe linia de mers de acces către aviație? Deci Dimitrie, fiul dumneavoastră, ca să știe lumea despre cine vorbim. Eu l-aș fi lăsat, l-am lăsat mama lui. Așa, deci înseamnă, am înțeles și cine comandă în casă. Avionul ca la avion, dar în această casă înțelegem cine. Acolo zic că niciodată, deși eu din punctul meu... Dumneavoastră a spus, de fapt, că doamnele sunt mai avantajate la condus. Da, și eu, din punctul meu de vedere, ar fi și un pilot foarte bun, e foarte controlat, nu se repede echilibrat. Însă... apropo de glumă la o expoziție de avioane, avea vreo 3 ani și eu m-am întâlnit cu colegii, soția l-a luat de mână, s-a dus pe la avioane, unul dintre piloți, hai băieța să-ți arăt o ție cum e avionul, a ajuns până la aripi, cabină, planuri și i-a arătat și partea din spate avionului și ăsta mic, avea 3 ani. Și că ăla e ampenajul vertical, zic, mă, al cui ești, mă? Deci că învățasem de mic, dar până și de atunci mi-a interzis cu desăvârșire orice amestec. Dar el n-a avut această tentație, totuși, măcar auzindu-vă cu prietenii, vorbind despre ce a însemnat aviația pentru dumneavoastră, de ce vorbesc ceilalți colegi de profesie? Nu. Deci nu l-a întărâtat în sensul. Ce se întâmplă? Trebuie să ai și, dacă l-aș fi crescut stimulat, în linia asta, fi sigur că s-o ducea. În ce direcție s-a stimulat singur? Se vede. Pereții locuințe dumneavoastră sunt plini de tablouri, parte din ele fiind chiar lucrate de acest puștulache. La ce vârstă a început să folosească culorile? Dar 2-3 ani nu știam că e în casă. Topuri de hârtie lua și le măzgânea în legea lui acolo. Dar acum deci, văd cât vă bagă la cheltuială, sunt aici platouri întregi plăcerea lui. Însă să știți că nu numai talentul ăsta l-a avut sau l-are. Dimi a fost și campion național la scribă, Floreta. Da, mai înaltuți așa fiind, tot filiform și el. L-au selecționat pentru lotul de pregătire olimpiadă peste 8 ani de zile și vine acasă foarte entuziasmat. Zice,
plec la Bratislava, mă întorc la Satu Mare, plec după aia la Budapesta, mă viu peste 2 luni și o să fac o pauză. Și eu cu școala ce fac? Că în România sport... Se trezește el, da. S-a trezit și zice, eu am terminat cu sportul, mă țin de școală și cu asta, basta. S-a lăsat de scrimă. După 6 ani și ceva s-a lăsat de scrimă. Eu nu s-au bucur. Supărat antrenorii, că bă, ba, s-au văzut ba, în da, el. Ba da, ba da, ba da, dar i-au dat și dreptate. Și eu am fost puțin supărat și pe lumea a zis, e decizia ta, tu hotărăști. De la un punct, orice presiune care o faci, poate faci mai mult rău. Dar am fost bucuros pe de altă parte, pentru că s-a dezvoltat frumos. A făcut deci sportul, un sport, sigur, pentru că scrima este un sport al minții în același timp, nu numai fizic. Și nu mi-a stat pe străzi, mi-a stat la un club. Asta mi-a fost teoria. Da, acum sigur, întrebarea mea, să o repet, pentru că nu m-ați înțeles, la un moment dat, încotro merge? Arhitectura. Deci e stabilit. Da, dar în... deci talentul e bine, și aici am avut discuții, încă, vedeți, un copil nu are încă discernământ. În clasa 5 a zis că se duce să facă biologie și s-a dus la liceu de biologie, el practic, el la Rossetti. Da. După ce a făcut 2 ani de liceu, a zis, nu, eu vreau arte plastice sau arhitectură. După alte discuții, a rămas cu arhitectura și a și început pregătirea. De, lucrurile s-au conturat. Prevăd ziua în care dumneavoastră și doamna Budiaci vă veți ruga de dânsul să vă invite la expunerea proiectelor sale de tânăr arhitect. De bea aștept. Așa, și de sistematizare a orașelor viitorului. Eu să vă mulțumesc foarte mult pentru această confesiune făcută chiar ca la gura sobei, așa. Afară e încă frig, deci într-un fel ne-am... Îmi pare rău că n-am o sobă. Nici ne-am, nu le-am încălzit atât de tare amintirile dumneavoastră, încât nu simțim nevoia. Vă doresc sănătate și mulțumesc. În continuare somn liniștit, mai puține superstiții, poate să aveți, să aveți cât mai puțină nevoie de ele, vreau să spun, dar în orice caz sunt convins că veți urmări în continuare pe colegii mai tineri cu întâmplările lor, cu șansa lor de a evolua pe aparate de zbor din ce în ce mai perfecționate și să vă urez ce altceva. Domnule general, să trăiți această viață, de acea etapă a treia de care vorbeați, cât mai prelungită în timp, pentru că atât de mulți sunt convins că vor avea de învățat. Mulțumesc. Ascultându-vă. Și vă spun că n-am pic de regret față de meseria care am făcut-o. Și acum îmi umple viața. Și acum vă umple viața. Acum eu îmi dau seama că tata dumneavoastră, cum spuneați, cunoscător de patru limbi, așa e prin Banat, într-adevăr, da. Te naște acolo, pornești la ideea să te înțelegi cu toată lumea. Da. Așa, din generație în generație, lucrurile se replantează, se amplifică și conduc la performanțe în direcții aproape neașteptate. Încă o dată multă sănătate, dumneavoastră și tânărului Dimi, care sunt convins că se va simți bine în arhitecții săi. Are lumea lor. La revedere, semnastră, respectivă.